Bun găsit! Într-o zi, după terminarea orelor, Maria rămâne la școală pentru a pregăti clasa. Ea dorește să le facă o surpriză colegilor. S-a gândit că ar fi frumos dacă ar pregăti pe fiecare bancă baloane pentru o activitate de matematică ce va urma. Așa că, după terminarea orelor, începe să aranjeze prima dată scaunele. Ea privește cu atenție în clasă. Observă că sunt două rânduri a câte patru bănci și un rând de trei bănci. Fiecare bancă are două locuri. Cum va proceda? Va trebui să așeze pe rând toate scaunele. Începe cu primul rând. Ea spune: pe rândul 1 sunt 4 bănci, pe rândul 2 sunt tot 4 bănci, iar pe rândul 3 sunt 3 bănci. Fiecare bancă are două locuri. Trebuie să pun pe primul rând câte două scaune la fiecare bancă. Ea calculează 2 plus 2 plus 2 plus 2 egal 8 scaune pe primul rând. Mergem pe rândul al doilea. Pe rândul al doilea sunt tot 4 bănci. Oare câte scaune va așeza Maria? Pe rândul al doilea sunt 4 bănci a câte 2 scaune. Așa că operația corespunzătoare este 2 plus 2 plus 2 plus 2 egal 8 scaune. Maria spune: am așezat scaune pe cele două rânduri. Câte trebuie să așez pe rândul al treilea? Pe rândul al treilea, va trebui să pun 6 scaune, deoarece sunt 3 bănci a câte 2 locuri fiecare. Câte scaune a pus oare în total? 8 plus 8 plus 6 egal 22 de scaune. Maria dorește acum să pună baloanele. Începe cu ultimele 3 bănci și pune câte 7 baloane albastre pe fiecare bancă. Câte baloane albastre oare a pus Maria? Știm că o grupă are 7 baloane albastre. Să numărăm. Sunt 7. 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ea așează pe 3 dintre bănci câte 7 baloane albastre. În total sunt 21 de baloane. Acum așează câte 3 baloane roșii pe 3 bănci. Câte baloane roșii așează Maria? Știm că o grupă are 3 baloane, iar operația corespunzătoare este următoarea. 3 plus 3 plus 3 egal 9 baloane roșii. O ajuta să calculeze câte baloane galbene va pune ea pe 3 bănci? Știind că ea așează câte 4 baloane galbene, rezolvă după modelul anterior.
ce rezultat ai obținut? Corect, sunt 12 baloane galbene. I-au mai rămas pe două bănci câte două baloane roz. Câte baloane roz va așeza Maria? Doi plus doi egal patru baloane roz. Maria vă mulțumește pentru ajutor. Acum este mulțumită de cum arată clasa pregătitoare. Pe curând!